Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local Mărturești de Dumnezeu din data de 13 mai 2021. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor școlare pentru anul 2021. Inițiator domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru gospodărirea unității administrative teritoriale Mărturești de Dumnezeu. Inițiator domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării acordului de principiu și a contractului cadru între Unitatea Administrativă Teritorială Mărturești, Județul Bacău și SC Tu Green Energy SRL pentru implementarea unui unor sisteme fotovoltaice de generare a energiei electrice și participarea la construirea cluserului ITC Resilient Smart City, inițiator domnul primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului local al Unității Administrative Teritoriale Comuna Mărturești, Județul Bacău, naturarea generală a acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău ESA, la care Comuna Mărgineni este acționar și în AVE Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator domnul primar. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației plus construire locuință beneficiar Curghiera Ana Maria, inițiator domnul primar. Punctul 7. Proiect de hotărâre prin revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 25 din 28 aprilie 2021, inițiator domnul primar. Punctul 8. Divers. De asemenea, ordinea de zi a mai fost suplimentată cu încă două proiecte de hotărâre, respectiv un proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale stricurată în hotărârea privind reorganizarea din luna mai și un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Noi consultăm dacă mai sunt și alte propuneri pentru ordinea de zi. Nefiind, cine este pentru ordinea de zi? Să ține cineva împotrivă. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. La primul punct al ordinei de zi, aprobarea procesului verbal al Consiliului Local din 12 mai 2021. Dacă sunt obiecțiuni pe imaginea procesului verbal din 21, din 12 mai 2021. Dacă nu, se pune la vot. Cine este pentru? În unanimitate a fost aprobat procesul verbal. La punctul 2, proiectul de hotărâre privind acordarea burselor școlare pentru anul 2021. Au fost prezentate iată comisiile de specialitate. Dacă sunt propuneri sau obiecțiuni. Ne fiind de să pune la vot. Cine este? Nu. Eu aș ridica o problemă, dacă îmi permite, domnul președinte. Dacă tot vreți să încurajăm performanța în învățământ, să încercăm cât de puțin acolo să fie o diferențiere la bursa de merit, bursa de studiu și bursa socială au aceeași sumă. Deci, ar fi bine, domnul primar, dacă o diferență foarte mică. Cred că am determinat copiii să privească altfel lucrurile. Da. Nu s-ar putea, că nu are influența enorm. Dar să fie o diferență între cele trei moduri de... Domnul consilier, așa după cum bine știți, acest proiect de hotărâre a fost supus aprobării dumneavoastră în ședința de data trecută. Normal, atunci am votat doar un amendament care acum a venit și în formă scrisă de la doamna consilier Iacob Cărălina Georgiana. Acel amendament atunci a fost respins, numai că noi ne-am grăbit și am uitat să votăm bugetul, propunerea în ansamblu ei. Atunci, în ședința trecută, am aprobat, se aprobă acordarea un număr de 53 de burse școlare de merit pentru 10 luni de studiu, pentru 10 luni de ajutor social pentru 12 luni, pentru elevii școlii gimnaziale Alexandru Piru, județul Bacău, pentru anul 2021. Asta, domnul Petrăniu, și toate noastre băgăm înapoi în... Dar au aceeași sumă, același quantum și ar părea mai altfel să fie un pic diferit. Aș avea o rugăminte și la dumneavoastră,
la cei de la care mai venit. Acum, înseamnă că nici de data asta nu o să aprobăm acest proiect, pentru că el trebuia discutat în comisii, contabilitatea trebuia să dea un raport, pentru că dacă mări sumele, se modifică bugetul, chiar dacă e mare sau mic, ar trebui să fie fost un raport din partea compartimentul contabilitate și patrimoniu, ca să ne spună dacă sunt acei bani. Dacă venea această solicitare, ori amânăm proiectul și nu îl votăm acum, acum eu ce să vă spun, nu sunt la așa, nu mă trebuie și consiliul local, dar nu vreau să spun că în principiu sunt de acord cu propunerea colegului consilier și aș vrea să ținem cont de ea pentru următorul proiect de hotărâre care va privi susținerea și premierea elevilor. Într-adevăr, se simte nevoia unei diferențieri cât de mici ar fi ea, dar ca să nu îi privăm la acest moment, la această dată, pe copii de sumele pe care le-ar putea primi, aș propune tuturor colegilor să trecem astăzi forma care este, să câștigăm acest timp care ar mai dura cel puțin o ședință. Și la următoarea susțin cu toată deschiderea punctului dumneavoastră. De acord. Poftiți, doamne. La fel ca și ședința anterioară de Consiliul Local, doresc ca primăria să se implice. De aceea am refăcut acel amendament care l-am făcut și în ședința anterioară. Data trecută nu ați fost de acord, acum văd că sunteți de acord ca aceste burse de merit să fie cumva diferențiate de celelalte burse. Și dacă dumneavoastră, domnule primar, confirmați că de la următoarea ședință de Consiliu va fi un proiect prin care să ajustăm aceste sume, eu sunt total de acord. Mulțumesc, doamna consilier. Suntem în ședință de Consiliu Local, normal nu facem propagandă, eu nu am fost niciun consilier împotrivă să dăm bani mai mulți la cei meritoși. Pur și simplu, toți colegii noștri ne-am axat doar la banii care ați spus tot dumneavoastră la începutul anului. Acum, ca să spunem că dumneavoastră ați propus și ceilalți 16 n-au fost de acord, nu mi se pare corect. Acum noi trebuie să găsim, de acum și până la ședința următoare, să facem o rectificare și să fim toți, eu cred că toată lumea e de acord că ar trebui copiii meritoși să primească un pic mai mult o diferențiere. Haideți în luna asta, eu cu aparatul specialitate, găsim de undeva, de unde să luăm bani, pentru că facem o rectificare de buget, luăm de la un capitol și mutăm aici și propunem așa dumneavoastră și al domnul Pieptănuș și cred că la toți consilierii o fi să găsim pentru luna viitoare. Dar acum, ca să nu fie pentru lunile astea privilegiat și el, să-i dăm drumul așa și de luna viitoare, dacă cumva mărim o bursă, îi dăm și retroactiv și la aia care, cu motivele, se face o adresă către școală. Dumneavoastră aici ne spuneți între nota 8.50 și nota 10 la sfârșitul anului școlar, să vedem cam ce impact bugetar, ca să vin în fața dumneavoastră pregătit. Adică, domnule, dacă propunerea este să vedem la 8.50 la o leală, ce sunt 100 de copii sau cât sunt, ca să știți dumneavoastră ce vă dăm. În amendament este specificat 24 de burse, în funcție de la nota cea mai mare până la nota cea mai mică. Scumnarele elevilor care au rezultate de deosebire se... învățăm? Da. O secundă, citești în amendament. Au obținut media generală de cel puțin 8.50 și nota 10 la... Dacă e 8.50 și 10, da. Mă gândesc că eu, ca să știm exact impactul bugetar. Deci eu sunt de acord ca luna viitoare să venim cu un proiect, un pic o să facem ședința și pic comisii, cu două, trei zile mai repede, ca să chemăm contabilitatea. Aici să vedem exact cam ce înseamnă ca să venim cu el la ordine. Puneți spre aprobare. Așa cum a fost prezentat în proiectul de fără acest lucru. Cum cine este pentru? Se abține cineva? Doamna Iacu s-a abținut. În rest, au votat unanimitate. La punctul 3 al ordinii de zi, dăm cuvântul domnului să prezintă proiectul. Mulțumesc, domnul președinte, doamne și domnule consilier. După cum știți, anual și în ședința de comisie am discutat ieri pe fiecare comisie în parte, avem un plan de gospodărire a comunei pentru curățarea și igiena, tot ce înseamnă anual, trebuie să avem acest program. Am avut destule discuții ieri în comisie, au fost câteva, poate, neclarități la început în ceea ce privește depozitarea gunoiilor de grajd pentru anumite persoane care
incomodează, să spunem, în amendamentul numărul 1, se interzice depozitarea gunoiului de graj sau de orice fel provenit din gospodării individuale sau din activități persoanelor juridice pe marginea proprietății agricole deținute cu orice titlu. Și litera U se interzice depozitarea deșeurilor alte decât cele colectate selectiv pe platforme publice înființate în acest sens. Despre ce este vorba? Sunt câte, nu avem multe, dar avem câteva probleme în comună. Sunt anumiți cetățeni care au oricum mai mult decât prevede legislația animale în curte și deranjează vecinii. Sau sunt acei oameni care nu respectă unii pe alții, în care la acele platforme selective duc și gunoi menajer și atunci cei de la Soma simt posibilitatea de a duce gunoiul selectiv. Vă anunțam și cu ocazia ședinței de ieri, înțeleg unde săptămâna viitoare, în Comuna Măcineni, vom începe distribuirea la fiecare familie 3260 de perechi de bubele pentru toate familiile din Comuna Măcineni, bubelă neagră și bubelă galbenă pentru urtii carton selectiv. Și atunci sperăm că aceste platforme, cum vă spuneam în ședința de comisii, aceste platforme să le transformăm în niște transforme de tranziții pentru gunoiul biodegradabil, pentru crești, pentru iarbă și așa mai departe. Am discutat ieri, toate comisiile v-ați dat avizul pozitiv, domnul președinte. Dacă mai sunt obiecțiuni, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Doamna Iacob se abține, în rest s-a aprobat în unanimitate. Da, dăm cuvântul, domnule primar, pentru punctul 4, proiectul de hotărâre despre contract. Mulțumesc, domnul președinte, doamnelor, domnul consilier. Faptul că ieri am avut ședința și am stat în ședința pe comisii destul de mult, aproape toate subiectele la ordine, toate punctele la ordine zi au fost discutate. Aici este vorba de acea asociere între OAT Măcineni și SC2GE Energii SRL. Este o firmă care, vă spuneam eu, are capitalul, bine, reprezintă o firmă din Australia. Ei vor să ne pună cu titlu gratuit pe anumite clădiri care se pledează panouri solare, iar noi venim doar cu clădirea să le dăm voie să punem, să monteze acele panouri solare. Noi beneficiind deocamdată de un acord de principiu care ei să vadă dacă piața le permite să intre pe mai multe zone, cu condiția să ne vândă energie cu 10% mai mic decât prețul care este pe bursă și care este în România. Adică și prețul cel mai mic e greu să fie cu 10% sub prețul care se vinde la ora actuală. Dacă, pentru că știu dacă v-am spus, indiferent de cât de mare investiția, noi nu punem niciun leu din bugetul local și nici din altă sursă. Pur și simplu, ne dăm voie să monteze acele panouri pe clădirea noastră, pe clădirea școlilor, poate eu, dacă facem sal de sport, unii se pletează toată lumea. Cu cât mai mult, mai bine pentru ei, dar și pentru noi, poate am putea alimenta și primăria și celelalte unități de învățământ. Față de ce s-a discutat ieri, dacă nu sunt probleme. Da, aș dori să vă spună, domnul primar, din nou firmă din Australia. Pentru că cea din România și cu înființată în 2021. Și aș dori să știu numele cetății din Australia. Domnul Marcel Brăjuț, mă ajut cu denumirea la firmă. Ea este înființată la Ungureni, la Ungureni, localitatea Zvătar, da. Fără niciun angajat. Exact. Este o societate angajată. O societate mai mult fantomă. Exact, acesta. Puteți să ne spuneți numele societății din Australia? Eu cred că societatea este aceeași societate din Australia. Este o firmă, din câte am înțeles, este o firmă cu capital privat și de stat. Mai multe detalii, dacă doriți, inclusiv adrese de web și așa mai departe, vă vom transmite. Era bine să ne solicitați acest lucru. Am solicitat și ieri în ședința de comisie, m-a adresat aceeași întrebare și ieri și nu i s-a răspuns. Nu știu, eu n-am cum nimic pe mine, sincer. Păi, era azi de față ieri.
Relația dumneavoastră cu domnul primar trece prin doamna secretar. Acum dacă... Eu v-am întrebat pe toată lumea, iar trece pe dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți omul de legătură. Sunteți persoana care ați recomandat această... Nici măcar. Cred că sunteți informată de și... Atunci înseamnă că domnul primar a spus că dumneavoastră știți mai multe detalii. De asta mă adresez pe dumneavoastră. Asta numai nu cu reprezentanța acestui. Deci nu ați putea să nu spuneți numele societății. Bă, da, dacă mă lăsați câteva minute, cred că pot. Mulțumesc frumos. Atunci să le trecem punctul ăsta la ultimul, ca să găsească și răspunsul. Da, invităm domnul primar pentru punctul 6. 5. Mulțumesc, domnul vicepreședinte, domnul consilier, tot în ședința de urmă pe toate le-am discutat. Asociația de dezvoltare intercomunitară Bacău va exista prin reprezentantul legal al Comunii Măgeri, drepturile speciale privite la articolul 9 din actul Constituției ASC, Compania Regională de Apă Bacău S.A., în baza mandatului special conferit de acesta. Asociația de dezvoltare intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate tutelară, prin reprezentant legal al Comunii Măgeri, va exista de puțin privite la articolul 10. Deci reprezentant legal prin lege este primarul, iar primarul poate să delege și pe altcineva să reprezinte în adunarea, aici e vorba doar de limita de competență. Am discutat-o ieri în prezent, dar nu a fost obiecțiuni. Sunt alte obiecțiuni, Isaiu, din ceea ce a prezentat domnul primar? Eu atunci am. Supune spre aprobare. Cine este pe loc? O întrebare, vă rog. Acest consilier juridic este doamna Luca Monica Elena, așa cum este scris și în proiectul de hotărâre. Tot pe această doamnă o delegăm și pentru aceste limitări. Luca? Pot să vă explic eu, dacă țineți minte, în martie, parcă februarie sau martie, am aprobat acel proiect care se derulează prin Boim de extindere rețelele de apă și canalizare. Pentru a fi mai ușor, Companiei Regionale de Apă Bacău, noi, prin hotărârile noastre de Consiliu Local, am puternicit-o pe doamna consilier juridic de la Compania de Apă să ne reprezinte pentru a semna documentele de finanțare, pentru a semna toate documentele ce trebuiesc pentru acel proiect. Acum, Uniunea Europeană a spus că nu putem să-i dăm doamnei un mandat general pentru toate documentele necesare de la noi, ca să le semneze dumneaei, și ne solicită această limitare de mandat. Deci ei doresc ca pentru orice problemă ce ține de administrarea domeniului public sau privat și privat al Comunei Mărginei și a tuturor comunelor din cadrul ADIB-ului, pentru orice finanțare sau contribuție proprie, să dăm de fiecare dată Consiliul Local să emită un mandat special pentru această doamnă. Deci asta doresc acum. Deci limitele mandatului, deci nu, acel mandat general pe care noi l-am acordat, vreau să spune nu, pentru unele operațiuni trebuie mandat special. V-ați lămurit, doamna Iacob? Da, mi s-a răspuns. Bine. Să punem spre aprobare proiectul de hotărâre. S-a aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor PUS, construire locuință beneficiar Olighier Ana Maria. Mulțumesc, domnul președinte. După cum știți, acum 3 luni de zile am dat un aviz de principiu pentru acest PUS. Doamna s-a dus la Consiliul Județean, a obținut toate avizele. Acum a venit să propunem aprobarea planului urbanizațional. Deci, în principiu, noi acum 3 luni de zile este vorba de acea clădire care se va face de la Dulcimea undeva în spatele la TNT sus pe deal. A fost odată la noi doamna Purghel în ședință, a obținut toate avizele care le-am cerut la Consiliul Județean, avizul ăsta era cel mai important. Acum a venit să definitiveze ca după aia se poate apuca de construcție.
sunt obiecțiuni sau alte probleme? Cred că știți locația toată lumea, da? Am discutat. Să puneți preaprobare. Cine este pentru? Împotrivă, bine, în unanimitate s-a votat acest ghinion. Invităm pe domnul primar pentru proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local din 25, numărul 25 din 24-2021. Mulțumesc, doamne președinte. Doamnelor, domnule consilier, având în vedere că prefectura a fost sesizată și mi s-a dus la cunoștință că hotărârea adoptată de Consiliul Local fost articulele hotărâri să fie luate prin vot secret, hotărâri cu caracter individual, cu privire la persoane, sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepție prevăzută de lege. Este vorba de acea hotărâri numărul 25/30-3, privind desemnarea consilierului local, membri în Comisia pentru Evaluare, Secretarul General Comunii Măgeni Dezbăr, pentru anul 2020 și toate actele subsecvente care au rezultat din adoptarea acestei hotărâri. Deci, hotărârea care am luat-o atunci, noi am desemnat prin lege, e primarul și doi consilieri aleși desemnați din vot de consiliul local, numai că acel vot trebuia să fie secret. Și asta înseamnă că hotărârea trebuie să o anulăm. Am făcut adresă la prefectură să-mi răspundă dacă e necesar să dăm o altă hotărâre sau pur și simplu rămâne fără evaluare acest an. N-am primit încă răspuns. Avem timp deocamdată. Eu vă propun să o revocăm pe asta pentru că n-am dat-o corespunzător conform legii. Și dacă vii nevoie să dăm o altă hotărâre, la timpul respectiv o să vă aduc la cunoștință răspunsul prefecturii. Cine este pentru revocarea acestei hotărâri? S-a aprobat în unanimitate revocarea hotărârii. Revenim la punctul 4. Sunteți pregătiți să dați răspunsul, doamne? Nu, încă. Cred că da, vreau să fiu sigur. Da. Bun. Trecem la diverse. Următorul punct al ordinii de zi. Următorul punct este proiect de hotărâre numărul 43 din 2016 privind îndreptarea erorii materiale în cadrul anexei 3. În momentul când am dat hotărârea 33 din 12.5 în sensul corectării încadrării postului ocupate, este vorba de domnul Valeriu Băureanu și fiind cu nume și prenume, o să dăm cu vot secret ca să nu mai fie discuții. În referatul meu de aprobare am pus exact postul de referent clasa 3-a grad profesional superior, iar în hotărâri s-a redactat, pur și simplu s-a scris greșit, s-a pus asistent, nu? Sau cam așa, principal. Deci, în proiect care vă l-am expus dumneavoastră, am pus corect exact cum dânsul este acum, dar în hotărâri a ieșit altă. Deci, și în proiectul de hotărâre este trecutul principal. Doar un referat de aprobare dumneavoastră ați trecut. Deci, eu un referat aprobat și un proiect, e o eroare materială și pentru asta vă rugăm pe rând, urma, cred că o să facă domnul fără oară, domnul fără oară. Dar trece unul acolo la noi și... Dai vot secret, domnul. Avem o masă. La fel ca doamna trecută, X sunt drept opțiunii pe care o avem. Dacă ești cu da, cu X pe da, dacă ești pe nu, cu X pe nu, da? Pentru împotrivă și abținere. X-ați cu căsuța cu care sunteți de acord. Dați-l la toți, domnul Dacu. Care ies afară, dați-i... Așa, ies pe încurând. Da.
Până la urmă au o decizie civilă definitivă și irevocabilă. În 2019, în timp a și decedat Oancea Viorel Paul, dar el a decedat un pic mai înapoi, după aceea a luat procesul cu fiică sa, până la urmă s-a terminat, au și o hotărâre de vină. Cu nevastă s-a judecat și ei mi solicită să reluăm demersurile pentru construirea acelui pod. Dacă era pe situații de urgență, puteam să accesăm bani care să nu afecteze bugetul. Eu vă le-am adus la cunoștință, oricum acum, pentru anul ăsta, nu avem deocamdată prinși bani în buget, nici măcar pentru un studiu de fezabilitate. Ei, pe bună, na, sunt 7 familii, noi avem mai multe zone care ar avea nevoie de aceste. Noi, atunci, la inundațiile astea, am avut în Barat s-au fost 600 de metri pe strada Bisericii a Valea Tibi, în Viilor 650 de metri la cimitir. Cantățile astea au fost date cu cei de la ISO, 1000 de metri, în Bologești 300 de metri. La Măcinești, strada Grădiniței, la Scări, acolo 570 de metri. La Poiana, strada Tocila, am avut 2200 de metri afectați de inundații. Iar la poduri am avut podul Robu care e prins, podul la Andronache și podul la Măgirescu. Acum aduce au toate hârtiile și dacă ar avea, am putea să începem demersurile, dar... Dacă vedeți, mai avem o problemă acolo. Oancea și-a intabulat terenul până în mijlocul albiei drumului Trebeș. Noi am făcut demersurile și la Apele Române. Dar cei de la Apelor Române au zis că nu interesează pe ei, da, să ne judecăm noi ca să-și retragă documentația cadastrală în limitele proprietății lor. Deci, oricum nu se poate face nimic până când se rezolvă problema cu documentația cadastrală. Ei și-au retras documentația cadastrală de la limita silvicului, așa, și-au intabulat în mijlocul albiei părului Trebeș. Dacă deci, oricum, ca... Adică ei și-au repoziționat, dar au băgat da, în suprapunere de la pădure și au venit. Și vreau să mai ridic la problemă acolo. De dacă luăm de la podul de la școală până la magazin, la Podiș, sunt 6 poduri în 500 de metri. Te sperii. Deci cascada aia de podeții care s-au făcut poate să creeze la o inundație atâtea necazuri cât nu le putem închipui. Dar sunt sigur că nici aveți la Apele Române, nu sunt la o densitate atât de mare de poduri, pentru că da, se fac la o anumită distanță mondială. Și atunci cum să privilegiem pe 5-6 locuitori, că văd podeți făcut de primărie, autorizat care se poate de 20 de miliarde, dacă știu, mi se pare o solicitare cam dură. Da, dacă îmi permiteți, acolo în zonă, una cred că este suprapunere virtuală la schița cadastrală, nu cu rea voință, cred că mai mult cu intenție, iar a doua podul ăla, într-adevăr, generează o problemă pentru că este căzută la față de alte poduri. Bine, și ar trebui prioritizat. Noi am putea să alocăm bani doar să dărâmăm din tot pana că nu încurci pe trebuie să... Dacă să ne angajăm acum pentru 7 familii, pentru că poate avem poduri care deservesc cu 100 de familii și nu avem încă bani. Dar eu trebuia să mă aduc la cunoștință, eu solicitarea cetățenilor din comună și trebuia să mă aduc la cunoștință că ei au solicitat asta. După aceea spune că n-am discutat în ședința Consiliului Local. Oricum, o astfel de problemă se discută înainte de a avea ședința pe buget. Nu acum, la mijlocul anului bugetar. Dacă nu și-a cumpărat pământ acolo și-a făcut locuințe, aș fi că trebuie să facă. Absolut, absolut, absolut. Era un pod. Da. Putem avea mutat exact o secundă. Deci, facem care cu gazul și cu lumina, nu? Și cu asfaltul și cu toate astea. Când vin, unde îmi fac eu, dați-mi autorizații cu tare, cu tare, după care încerc să cu pretenții. Acolo cu podul ăla, eram conținut în 2012, era problemă. Adul unui rog, și așa mai departe. Deci, mă, niciun bani. Te-ai mutat, ține sănătăți. Îți pot dacă vrei, dacă nu treci cu bani. Uite, domnul Bandaș, mai jos, mai zbor acolo și-o fac. Vă rog, domnul. Ei vor să-și facă și pe banii lor. Dar e problema cu intabularea aceasta, cu suprapunerea virtuală. Dar nu este deloc virtuală. A, nu virtuală, păi ești. Nu, nu este deloc virtuală. Deci vă arăt documentația cadastrală și cea veche, pentru că noi am făcut o expertiză acolo, deci am fost de 20 de ori de acolo și cu comisii mixte și cu tot. Nu, ei intenționat și-au repoziționat cartea funciară și-au repoziționat-o grău. Și se vede cum era intabularea inițială la limita silvicului și cum e acum. Da, problema este că ei s-au dus corect către pădurii.
Și faptul că au venit în coace, nu poți să-i corectezi. Corectându-le cartea funciară, îi diminuiești din suprafață și nu poți să o faci decât cu acordul proprietarului. Este loc, este loc. Din păduri. Nu, a lăsat acolo spații de la pădure. Acolo au infracțiune pentru ocupare. Da, atunci când vreda, vreau ocupat mai mult atunci. Când și-au repoziționat și-au tras o mână. Băi, nu-i rezolvat, nu este hotărâre de instanță. Este hotărâre în cearta lor în ei, dar nu în problema cu repoziționarea pentru funcția. Pentru ocuparea asta. Mai sunt probleme la diverse? Da, Proiectul de hotărâre la cu îndreptările, el l-a spus-o și el, doamna secretar general nu a fost la ședința de el și țin să menționez încă o dată astăzi, trebuie să încetăm cu erorile. Deci prea multe erori care le facem, nu-i bun, iar amulăm, iar facem. Nu. Trebuie dumneavoastră cu personalul care l-aveți la capătul primarului, doamna secretar general să verifice, să nu ne mai întâlnim cu situații de astea. Îndreptăm eroarea materială, îndreptăm nu mai știu ce, nu mai îndreptăm nimic. Nu-i făcut bun, sănătate nu mai apare pe ședință. Sau că în momentul când avem la ședință, nu ne învățăm să facem acum, doar dar sunt, aveți atâta experiență în ce. Lăsăm pe domnul ăsta cu buletinul. Dar sunt alte erori care tot s-au perindat pe aici și ne chinuim cu o hotărâre de strafță. Nu știu, nu știu, nu. Deci, erori, chichițe și diacritice. O să poate, chiar așa. Da. Virgula trebuie pus mai greu. Rămândul domnul Gheorgheș. Da, mulțumesc. Chiar dacă a trecut ceva vreme de la anotimpul iarnă, aș dori înscris, domnul primar, contractul cu dezăpezirea. Punct. Doi la mână. Am văzut că s-a făcut balastare pe străzile care au fost nevoie, bănuiesc. Da. Au rămas 6 bascule din mandatul trecut de balastate, da? Da. Așa. Ați întins treaba dumneavoastră unde a fost nevoie. Mi-aș dori de asemenea copie pentru contractul cu balastare și cam atât momentan. Și mai am o problemă. Chiar dacă aveți nevoie de serviciul lui domnul Blăjuț, mi-aș dori fișa postului și indemnizația pe care o primește din bugetul local, da? Mulțumesc frumos! Auză-mă puțin, domnul președinte. Am o rugăminte, vă rog să faceți tăcerile pe legea 544, astea nu sunt... O fac. Da? Deci trebuie înregistrat pe legea 544 ca să vină putem da. O fac, nicio problemă. Da. Am și eu 3 rugăminți din partea cetățenilor. Domnul primar, nu vreau să vă supărați pe mine, însă nu mi se pare corect față de cetățeni să spuneți că anumite probleme care intervin în timpul anului, la jumătatea anului sau la sfârșitul anului, să fie puse în discuție la începutul anului înainte de buget. Sunt probleme și fenomene ale naturii, inundații, care pot afecta anumite zone. Iar în momentul acela, cred că bugetul se poate rectifica, astfel încât cetățenii să fie ajutați. Acest punct legătut... de 12 ani în discuție, domnul. Din 12 ani în discuție acest punct. Bine. Deci nu e o problemă apărută asta, cu părut cu părut. Da. Sunt grinzele pe care le-ați dus acolo, numai sunt grinzele. Ba da, sunt. Dar nu e o problemă apărută acum, nu mai în datica se face. Da. El face rectificare, că zice doamna Iacob. Codul ăla pe care mai vin 12 ani, dar mai despre 18 ani. Deci nu e o problemă apărută acum. Și mai problema asta a autoritatea ei de fiecare dată, ca să o rezolvă. Da, mulțumesc. Cum am putea ajuta cetățenii de pe Arcadie și Stelici? Sunt niște grozi imense, efectiv îți rup planetarele și cauciucurile. Nu că n-ar fi vulcanizări în zonă, dar am putea cumva să acoperim acele găuri. Da. Haideți să vă, dacă îmi dați voi, vă și răspund. Deci la prima întrebare v-am spus că nu e un cod de acum, are 18 ani, deci nu a apărut la mijlocul anului. A doua întrebare, și odată puteam să-i răspund domnului consilier Gheorgheș. Balastările care s-au făcut din ce au rămas din mandatul trecut balast, nu s-a cumpărat nici un metru cub de balast din anul ăsta, deci n-am cheltuit niciun leu pe balastările care s-au făcut. Bine, dar s-au cheltuit pentru manopere, domnule. Nici pentru manopere, nu s-a cheltuit niciun leu.
pentru că a făcut noi. Iar pentru Arcadii Șeptiriș, ce am putut să facem acum două săptămâni, că astăzi am semnat contractul pentru întreținerea drumului, asta o e, l-am rugat pe cei care făceau, reparau DJ-119B de la Hemiuș până la Pădureni. Ne-au dat o mașină de zbură de intrare de la freză, am reparat, să spunem, acum două săptămâni, Arcadii Șeptirici. Chiar s-a lipit un pic bine, dar după părerile astea a părerit la fel. Dar a fost tot o lucrare așa, fără bani, pur și simplu am astupat gropile cu ce am putut până când o să avem un pătrat. Știți foarte bine că bugetul l-am aflubat. Doar cu balastru, nu cu balastru, cu... Da. Cu ce am frezat de pe drumul județean. Cu ce s-o frezat. Dar tot așa, tot fără bani, cu forțile noastre. Ne-am dus, am luat cu buzul nostru, am găgat în mașina noastră. Bine, ei ne-au adus o mașină de aia mare, am dus-o în târg. La noi avem târgul, au depozitat-o acolo. Faptul că a fost destul de cald câteva zile, el s-a lipit, dar fără să pune nimic. Pur și simplu că acum am fi pus balastul. Iar astăzi, astăzi am semnat contract și o să intrăm în reparații cu Arcadii Șeptiriș, că trebuie adus câteva capace la nivelul străzi. Iar mai rămas vreo 5-6 străzi care nu s-au colmatat. Știți, sumoala aia care vine între beton și asfalt. Sunt strada Domnul Scarlat, Liviezilor, sunt câteva străzi. Dar de acum am făcut procedura, bugetul a venit atât când a venit și... Puteți să-mi spuneți ceva cu care ați semnat contractul, vă rog? Nu știu. Pe 544 faceți? Dacă nu ziceați o oră înainte de ședință, vă dădeam. Sau dacă e contract. O secundă, dacă... Bine, cât e ceas? Dacă vă uitați la ceas și... până în 4, putem chema un salariat. Acum aș vă spun. Și mai am? Domnul Dafărău, zi, te rog frumos. Rugeam la să aduc contract care ne-a semnat azi din trețelerea drumului. Și o singură rugăminte, de la câțiva cetățeni pe Valea Moinești, este un canal înfundat. La numărul 224, iar la 226 refulează și dacă am putea face... Cui ar trebui să-i revină această sarcină? Compania Națională de Cravă. Deci Cravă. Puteți să facem o cerere către aceștia? Putem să anunțăm. Noi nu este săptămână să ne dăm 2-3 ori telefoane. Săptămâna trecută am avut avarii la apă în Buzdruș Sus și am mai avut pe prelungirea Alexandru Piru, chiar au spart toată strada acolo, era cumva strada lăsată, exact cum mergeți la fabrica din Beri. Ei cam vin într-o zi, două, când îi anunțăm. Acum o spun, calea, pe ce strada, spus și numărul. Calea Măinești 224, este un canal neacoperit de niște nisip, de mizerii și așa mai departe. Da. Vreau că te referi din cont de biserică, pe stânga lângă trotuar, nu? Da. Da. Da, e. Domnul Rus. O să iau o legătură cu tine. Mulțumesc, vreau să reproșotez memoria și să fie înscrisă în procesul verbal de a susține această viziune mai curată a înscrierii în procesele verbale și asupra îndreptării acestor materiale la care face domnul consilier face referire, pentru că modul de abordare și modul de lucru și desele îndreptări de erori materiale se fac, nu spun vinovat sau lipsă de atenție sau orice altceva de către persoana care este îndrituită să facă acest lucru. Dacă vreți, eu am să reiterez în ultimele, să reiau efectiv toate încercările noastre, da, timide în programul nostru de reorganizare și câte probleme am întâmpinat, acestea trebuiau să fie eliminate de cel ce vizează și verifică legalitatea actelor întocmite, în orice stare s-ar fi aflat înainte de a ajunge la noi. Unul, al doilea rând, avem documente înscrise și trimise către autoritatea superioară, respectivă către prefectură, pentru că nu știm cum se face sau ceea ce se întâmplă, da? Deci știm foarte bine, așteptăm răspunsuri. Aceste răspunsuri, la care noi ar fi trebuit să avem o poziție foarte clară la nivelul UAT Mărginel, da? Prin persoana care are această autoritate, să ne spună prin avizele și prin îndreptarea care trebuie să o facă, mă refer la îndreptare, la atenția acordată, astfel încât să nu ajungem în situații în care nu putem interpreta în mod corect legea. Da? Când votăm la vedere, când votăm cu bile sau când votăm când trebuie să facem și tergiversăm. Aceasta duce la o politică gravă sau o situație în care ne îngreunează programul nostru care ne-am propus.
vis-a-vis, noi nu putem să ducem la îndeplinire proiectele noastre de consilier local, da, împuternicit comunei, să le ducem la cap. Pentru că greșim, sigur greșim, dar există persoane care au această autoritate să ne spună să nu greșim sau ce trebuie să facem. Și reluăm, și reluăm, și reluăm. Și acest este un lucru grav, după părerea mea, care trebuie să fie abordat în consecință. Unul, al doilea rând, să știți că eu personal mi-am distrus mașina nouă în groapa aceea, acolo, de la Cadișe Filici. Am vreo 5 de pietre acolo, dar e la asigurator. Dar problema cea mai importantă, o văd în acest lucru și aș vrea o mai mare transparență și prezență a persoanei care are această autoritate. Da? Oricum, în orice situație în care fie aceasta și mi-asum acest lucru când o spun aici, în acest Consiliu Local. Tocmai de aceea am cer scuze, am și întrebat cine este responsabil. Sunt responsabilități diferite. Sunt responsabilitatea a celor persoane care sunt în exercițiu, da? Și sunt persoane celor care sunt puse aici să ne urmărească, să spunem dacă facem bine, doamna consilier. Nu trebuia să ajungem în iunie acum și să îndreptăm erori materiale, să facem lucruri, să îngreunăm programul nostru de reorganizare, să putem să facem lucruri care trebuia să fie îndeplinite de mult. Acest lucru sunt persoane, da, cu atribuții clare definite către legiuitori și statul român, să stea lângă puterea executivă și să spună așa trebuie făcut, așa nu trebuie făcut. Așa se întocmește. Eu țin minte acum vreo 2 luni de zile când aparatul mai nou, prin domnul de lângă mine aici, se chinuiau să facă niște hârtii care trebuia să făcute de către altcineva. Și știu că au fost făcute cu greu de către dumneavoastră. Nu știu, nu fac aici lămuriri, că nu prea știu. Eu sunt consilier local de acolo din aici, dar știu că na, nu există o strânsă legătură. Da. Pentru că aceasta este autoritatea. Nu este o campanie ceea ce spun, ceea ce spun că noi suntem aici în iunie cu program început în martie, în februarie. Nu le ducem la deprimire. Sunt oprite din vari motive, sunt stopate, sunt interpretate, sunt la prefectură, sunt unde sunt ele. Da. Da, mi-o asum. Sunt îndreptățite. Sunt îndreptățite, sigur, această nemulțumire a consilierului local rusu că nu funcționează lucrurile și nu sunt interpretate lucrurile, iar persoana care are această autoritate să stea, să supravegheze mersul și să nu se ajungă în această situație, nu-și face lucru. Să nu uităm că am avut 3 procese verbale, domnilor colegi, în care nu au fost clar înscrise opțiunile manifestării noastre de voință. Da? Știți foarte bine. Știți foarte bine că la 4-a sunt interveni și cu toate acestea, la procesul de fapt care am dorit să-l corectez ca și formă și form, dumneavoastră a spus unul dintre cei care ați votat că este corect așa făcut. Eu vorbesc, nu vorbesc de unul, este form. Dumneavoastră ați vorbit de cele 3 procese verbale și eu am spus că este proces verbal. Doamna, completare. Da. Dacă îmi permiteți o singură precizare și vă rog fiecare în felul dumneavoastră aveți dreptate. Am vrut să fim foarte conștienți și noi am votat bugetul în aprilie. Oricât de demersuri am fi făcut din aprilie, suntem la începutul iunie, nu mai timp să faci o procedură de licitație ca la carne. Când zicem de ce n-am asfaltat sau de ce nu ne-am apucat mai repede. Păi putea să ne apucăm să reparăm strada ca prelungirea Arcadei Șeptelici fără un proiect, fără un contract. Oricât ai avea, trebuie proceduri, trebuie să edificiam, adică am aprobat aproape, nu știu, 20 sau pe cât aprilie am aprobat bugetul. Păi am aprobat, cred că primii din județ, după ce s-au aprobat, după ce l-au dat omii. Eu nu am ridicat o problemă de buget și de execuție bugetară. Am ridicat o problemă de formă, nu am o susținere foarte clar, dar foarte clară, să nu ajungem la întârziarea de mersul nostru în diferite zone. Adică la prefectură, la... Deci nu... Chiar nu se întâmplă foarte mult. Da, mulțumesc. La ședințele anterioare, vă amintiți când a ridicat problema punctual și când domnul Rusu, domnul coleg, a spus că este pricep, este jurist de profesie și să nu contrazic modul de vot când a fost discuția cu organigrama și privesc persoane. Vă amintiți? Domnul Rusu. Și domnul Rusu personal a spus că să nu vă contrazic. Domnul Pieptăru, era acolo ce sunt interpretat. Pe cum dacă orice... Orice proiect de hotărâre care privește persoane, nu pe care nu era bun așa. Deci, domnul Rusu, nu e normal.
acum să vă dau răspunsul. Există autoritate între noi aici, care noi suntem la această sală, noi hotărâm. Dar dumneavoastră ați spus că să hotărâm noi. Da. Cineva ne dă un aviz că legătarea că facem bine sau nu. Ați spus ca jurist... Eu pot să-mi dau cu părerea din punctul meu de vedere. Eu nu susțin tot acela, dar nu este. Dovada este că a trecut. Deci, în perioada de ieșire, adică noi când dăm o hotărâre, este o perioadă în care prefectura este ok sau nu. Să știți că nu a fost contrazisă de prefectură. Nici în momentul acesta ce a spus Blanca. Prefectura, domnul primar, a fost contrazis de prefectură. Ați văzut? A trecut perioada respectivă, este validă? Faptul că am venit de o altă hotărâre, o spieții la fel, am preferat să vinim noi înainte. Corect, dar este validă. Este validă aceea, dar nu a fost contrazisă de către prefectură. Prefectura poate să o contrazică când vrea, dar deocamdată nu o făcut. Dar are o perioadă, are o perioadă de valabilitate a exprimării de voință? 6 luni de zile. Dacă după ce termină consilierii, avem și un domn invitat care vrea să ne... Cred că prelungirea ta de șeptelici a fost făcută în ultimii, acum 5 ani, acum 4 ani. Da. Pot să știu și eu când suntem la garanția care a oferit-o constructorul? 2 ani. Eu am cerut în mandatul trecut din nenumărate ori ca constructorul să vină să repare. Niciodată nu a venit să repare gropile. Dar ce vorba de cineva? Dar lucrarea a fost prost făcută de toată, dar... Asta nu putem cotărâi că a fost prost. Constructorul nu și-a respectat garanția. Și foarte bine. Și nu numai acolo, cred că și în Barat, că mai fost. Baratul... Da. Și acolo la... Avem un invitat. Pentru cei care mă cunosc, mă numesc Magomed Dumitru și am o casă, am cumpărat o casă la cel locuiesc la Podin și în strada Turcila, numărul 12. Am luat-o ca să, la bătrânețe, să stau și eu liniștit. Numai că am ajuns să trăiesc în teroare, frică și stres din cauza unor vecini care s-au împosesat de un teren care aparține primăriei Comunii Măgirene. Fostul primar, domnul Popa Ionel, știe, domnul Șolă, știe și dânsul, și nimeni nu ia nicio măsură. Am ajuns, cu toate că se putea ajunge foarte simplu, o chestie am iarnă, să discutăm, să vină primarul, să discutăm cu familiile de acolo și cu mine, să ajungem la înțelegere. Nimic. Ei și-au construit garduri, am fotografie și am mai fac cu dânsului, gard din lemn, frumos, ca și cum ar fi proprietar. Un alt gard făcut pe stâlp de beton, cu stâlp din fier, cu beton, au înconjurat. Ei s-au făcut proprietari. Problema, știți care este? Că sunt proprietari, nu mă interesează. Dar, din cauza pârâului, la 1,5 metri minim, sau 2 metri, nu poți să intri cu mașina, că rămâi acolo. Deja am rămas împotmărit cu o mașină de la Vasior. În cealaltă parte, ei nici nu au avut măcar bunul simț să-și pună cartofi ce vor acolo. Au intrat atât de mult, că acum la mine, mașina de pompieri, dacă vine, rămâne în cartofii lor, salvarea rămâne în cartofii lor, acolo, nu pot să intre. Și domnii primari nu spun nimic, n-au făcut nimic. Iar am făcut, am ajuns să fac un proces. Am hotărârea judecătorească definitivă și eu cu o cadră. Cu ce răspuns? I-am trimis-o domnului primar, toată documentația. Am fost acuzat de doamna Coșa că eu aș fi închis 2 metri de la pârâu. Nu este adevărat. Documentație? Da. Am trimis-o domnul primar. Arătați dumneavoastră acum o hârtie care spune. Deci nu am primit. Nu că n-am primit ajutor din partea primăriei. M-au făcut praf. Deci eu spun, nu mai pot. 4 ani de zile am avut procesul. Ghinionul meu că trebuia să vină executorul judecătoresc pentru că cei, familia asta Crăciun, fac ce vor acolo, pentru că este, de ce fac ei așa? Pentru că cineva din cadrul primăriei le-au spus că pământul este al lor. Și ei trebuie cu impresia asta. Unul din ei se numește Paulic Șandru. În momentul în care am venit cu domnul avocat Popa și cu un topometrist dat de Tribunalul Bacău, știți ce au spus? Dânsul, pământul este a primăriei Mărgineni, dar el a cedat familiei Crăciun. Bun, el a cedat. Păi, să vedem și noi, actrii să nu mergem ca proști înainte. Păi nu, el a cedat pentru un acord verbal. Deci eu l-am cedat la mama primăriei, niște pământ n-am mai ia tu de aici. Și acum eu nu mă înțeleg cu aia, acum am făcut fotografiile sâmbătă, s-ar la mine la bătaie, eu sunt singur, ei sunt mai mulți.
l-a rugat pe domnul Șorăt. De anul trecut a făcut prima din 31-a 8-a. Domnule, a zis, picarea mea vine, hai să cucerim o soluție. Am hotărârea judecătorească. Nimic. I-am spus, să vedeți acum cum arată, sunt gropi. Zic, domnul Șorăt, plătesc eu niște... O secundă vă văd întrerupe, da? Da. Două precizări, poate colegii noștri nu știu, în primul rând nu sunt din 4 ani primar, din 31 la 8. Nu, dar eu eram primar. Eu am înțeles. Exact. 31 la 8, acum l-ați întrebat pe mine, nu eram primar la 31 la 8. Am făcut precizarea că nu eram din 4 ani privat și nici din 31 la 8. O altă, într-adevăr, domnul Macovei a venit la mine, mi-a pus situația în față. Dânsul undeva s-a oprit undeva la mijloc. Având o hotărâre judecătorească, treia să mai fac următorul pas, să ducă la un executor. Că având o hotărâre, nu v-ați mai dus la un executor. Păi dacă mă lăsați, vă explic. Problema este în felul următor. Eu am fost la executorul judecătoresc. Au venit să pună în aplicare legea, doar că cel cu care am avut eu conflictul a decedat. Soția lui a decedat înainte, iar copiii care au rămas, care sunt cei mai răi și mai impertinenți, nu și-au dezbătut moștenirea și atunci eu acum am trebuit și merg, eu merg în continuare cu procesul. Am plătit un curator, un avocat, ca să vină să rezolvi problema, să nu aștept atât. Dar eu la dumneavoastră am venit, domne, până se rezolvă problema, plouă, și intru și eu liniștit acolo. Și 2-3 metri, 2 metri dacă își mută la grădina. Acum așa au pus cartofi, cartofi atâta. Pe terenul respectiv? Pe terenul primăriei! Pe terenul primăriei este construită și casă? Nu. Nu mai gardă. Terenul din fața propriei. Drumul din malul cu răul are 2 metri. 2 metri și ceva. Păi da, dar nu pe drumul înspre cu răul. Eu v-am spus, asta e problema. Nici nu spus eu aici, eu apărarea domnului fost primar Popa de față, da? V-ați zis odată, v-ați oprit undeva, aveți dreptate, cum vreau să nu vă puteți îndrepta asupra lor printr-un executor judecător, pentru că nu mai este la fel, știți foarte bine, am fost și eu și viceprimarul și poliția, ne-am dus acolo totul ca să vă ajutăm. Cum vreau să nu vă puteți îndrepta asupra lor, că au murit, nici noi nu puteți să îndreptăm asupra lor și pentru noi tot morți. Deci cu cine se vorbim? Că nu avem un proprietar acolo. Noi la mâna, să vedem că... Secundă, Nu orice din dărâmi acolo trebuie să vorbești, acolo la Poliția Națională. Eu am uitat să vă aduc aici, pentru că eu am o hârtie oficială, trimisă de primărie, care sigură. Se spune că suprafața de la primărie de la noastră hârtia, cu care rău că n-am adus-o, e clar, suprafața de 412 metri pătrați aparține UAT mărginei, iar drumul poate să fie făcut în momentul când asfaltăm. Și eu am venit la dumneavoastră și v-am spus, dacă asfaltați prin un an sau doi, eu ce fac? Stau așa în mizeria aia acolo pentru că aia fac ce vor ei. Deci, dumneavoastră sunteți proprietari. Tot. Eu nici măcar nu trebuia să am procesul ăsta. Domnul Frâncel, o întrebare. Mă scuzați, am avut telefonul pe să ne dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, pe 420 de metri pătrați, care spuneți dumneavoastră că e terenul primăriei. Este construit ceva? Nu este. Garduri, da. În afară de gard, acel gard are un număr. Gardurile sunt făcute. Doamna Iacob, problemele astea de discutați personal, omul și-a expus problema. Păi domnul
primar a spus că e nevoie de anumite organe ca să ceva pe un teren care nu este. Eu l-aș întreba cu doamna acolo, în primărie, au făcut ceva pentru acolo, pentru oamenii care stau acolo. Care vicinii dumneavoastră? Stați că acum apar și cum era atât. Deci, dacă mă lăsați, vă spun. Deci eu am cerut primării să mă ajute. Pentru că este pământul primăriei, până îmi pun eu în aplicare legea, mântul o să mă ajute, să vină. Deci eu să pun niște condiții acolo, că nu știu, la atât. Deci există o hotărâre judecătorească, nu pot să fac nimic. Pământul aparține primăriei. După care, pot construi piste pântul. Dacă nimeni nu ia o hotărâre, nimeni nu vorbește, nimeni, dumneavoastră ați venit, ați spus că ați venit cu poliția. Și ce ați făcut? Păi i-am pus în vedere și ăla, domnule, nu-ți iau proprietate. Ca să dă rând. Acum la ăla care m-a rugat. Eu nu vreau să vă supărați pe mine, dar știți ce a spus? Eu am camerele de luat vedere și am un telefon pe care îl înregistrez orice. Acum, când nu am voie la ședință. Eu am vrut să intervin să vă spun din făduca aia, de 17 ani. Aveți voie, domnule, că ședințele sunt publice. Făduca cu care eu am vrut să vă spun că ea nu are mutație acolo, este concubina lui băiatul ăla și trăiește de când avea 15 ani, de când era minoră, dar nu mă interesează. Ea dumneavoastră ați luat-o să vorbiți cu ea. Eu am vrut să vă atenționez, nu mai voi interveni chiar, Paulică. Era supărat că de ce nu rezolvi o problemă cu... De ce vă deranjezi? Că de ce nu rezolvi o problemă cu justiție? La dumneavoastră stare conflictuală de competența Poliției Naționale. Trebuie să intervenim și Poliția Națională. Nu era nicio poliție. E stare conflictuală, trebuie să iei... Eu spun și la dumneavoastră nu ați înțeles altceva. După care dumneavoastră, domnul primar, nu i-a spus fetii. Și de asta m-am deranjat, că eram în spate și am înregistrat. Ei se sfoară aici, din stâlp în stâlp. Colegi, exact cum aveți mă deranjat. Și i-a spus, și acolo vă rămâne și vouă pentru o căsuță. Păi cum să mai pagă respect pentru culegea când dumneavoastră le spuneți privați? Domnul, nu faceți afirmate. I-a spus înregistrarea. Foarte bine. Doar nu prin camera. Deci, dacă mă aveți chiar vă rog, i-a spus așa, punem o oață de acolo, cum aveți dumneavoastră hotărârea, că aveți hotărârea ca drumul să fie de 6 metri. Și vă mutați gardul exact unde are hotărârea domnul Macovei, așa i-a spus. Nu, pentru cât este acolo. Problema este că nu s-a rezolvat nimic. Am spus că i-a dat termen, era bine. I-a dat termen până luni? Da. Au făcut ceva? Nu au făcut. Ați venit? V-am pus biet la poartă, când am zis că nu v-am pus. Dar nu am 30 de locuri în dată. Da, trebuia să vinit. Deci, a fost trimis tot din prima. După care am venit în vine și am făcut o plângere la primărie. Și m-am expus problema. Au trecut 30 de zile, nu mi-a răspuns. A venit cu revenirea care are data de 17 interne. Oricum nu o rezolvați până pe 17. Și acum eu, pe 17 n-ați rezolvat, vă dau judecatul conform corticiosului administrativ. Dacă așa, dacă am ajuns așa. Deci eu trăiesc în teroare, nu mă ajută nimeni. Păi nu-i disperare asta. Ce înseamnă asta? O să mai dau și eu cum mai este o familie în Podiș care are un caz asemănător. Iar poliția locală, din păcate, și primăria n-au putut să-i ajute. Au avut nenumeroase procese în care nu le-au și câștigat și au câțiva vecini care, la fel, folosesc foarte multe cuvinte amenințătoare la adresa lor și așa mai departe. Dacă doriți, vă pot expune exact familia și toate motivele. Dacă e în jurul sunt probleme de... Nu, sunt amenințat. Amenințat nu la poliție, la partii. Asta a fost și la primărie și așa nimeni nu a putut să-l arăt. Acum, eu am făcut o plângere la poliție ca să-i răspund și domnului acolo. Împotriva lui, cum am amenințat, când a dat-o porun cap. Am fost la domnul Bardașu, aveam și martor, dar acum
ei o fac în așa fel, mă amenințe, dar nu pot să... Cum să-i demonstrez eu? Mă duc la poliție, cum să-i demonstrez? Și poliția poate să-i dea amendă sau poate să-i penalizeze vreun fel dacă nu sunt probe? Exact, eu vreau să spun că stau în teroare. Păi dar teroare de unde vin teroare? Vă fugărești, eu știu, vă spar giloții la mașină. De unde vin teroare? Nu putem să-l lăsăm pe orice. Eu am înțeles, dar teroarea care stați dumneavoastră, de unde rezultă? Dacă a venit domnul primar acolo să spune, băi, pământul ăsta este a primăriei. Hai să vedem. Vrei să lucrezi cu anul ăsta? De aici și încolo nu te mai faci, pentru că ăsta e drumul meu. Asta era domnul Macove, s-a reținut problema ridicată de dumneavoastră, o să treacă domnul primar și cu domnul vice din nou pe acolo, eventual cu comisia locală. Păi ăsta era, eu am vă spus. Poftiți, domnul. Da, o să plec mai în față ca să auzim foarte bine. Mie îmi pare rău, știți, eu nu intervin la ședințe și chiar nu e rolul presiei să fac lucrul ăsta. Avem o mică problemă cu filmarea din punct de vedere legal. O să rog pe doamna secretar să spună, în legea 52 spune foarte clar, pentru că regimul filmărilor ședințelor de Consiliul Local în lege este un regim special. Cum spune doamna, nu poate filma oricine. În condițiile legea 52 spune în condițiile legii 544. Sunteți de acord? Da, nu, am avut discuția la ședința trecută fix pe acest aspect. Nu știți ce vreau să spun. Și noi am solicitat acreditarea, am primit-o și vă mulțumim foarte mult. Întreb și eu acum, în ce condiții ați făcut contractul cu altă televiziune, care nu este televiziune, că o să vă explic imediat, în care noi am avut depusă o ofertă și nu ne-ați chemat la o licitație și pe noi. Așa era corect. Dar lăsăm deoparte și acest lucru. Eu nu sunt de acord să calce legea prezentă a presiei, nu trebuie să vă semnalăm. Deci, domnul, dacă îl întreb acum, nu are acreditare. Așa e? E adevărat sau nu? Eu îmi pare rău pentru domnul și cer scuze, câștigă și rău pâine. Nu are. Dacă îi prezint o acreditare, deci înseamnă, chiar dacă are contract, este încălcarea legii. Dânsul, ca să poată filma, nu trebuie să aibă doar acel SRL-ul care să spună, domnule, eu filmez pe la nunți, pe nu știu unde. Nu e adevărat, ai greșit. Vă rog să mă lăsați, okay. Vă las, după aia vă scrieți. Perfect, bine. Deci nu este corect. El trebuie să aibă codul CAIN 6020 de televiziune. Ăla există, ca să sau mai continuăm. Sau o înregistrată sau licență. Solicitați deci, certificatul constatorul activ cu dumneata, deci, probabil. Asta este rugămintea mea. Dacă aveți aceste documente, să fie prezentate. Și rugămintea mea, n-am o problemă, dânsul își continue contractul să facă. Dar când veți face din nou licitație, chemați-ne și pe noi, că aveți toate datele noastre, v-am făcut oferte înaintea dânsului. Contractul pe care l-a pierdut dânsul este strict pentru usul nostru intern. Deci nu legea, vă scuzați, poate interveni. Legea nu poate fi încălcată nici de primărie, pentru că spune clar, repet din nou, filmarea ședinței, citezi din lege, filmarea ședinței se fac în condiții legii 544. Asta ar însemna că primăria trebuie să primească o acreditare, ori primăria nu este presă. De aia legiuitorul a spus așa, domnule, dăm și presei ce e al presei, adică doar ei au dreptul ăsta. Deci, dumneavoastră, dacă primăria a fost și organism de presă, da. Dar legiuitorul e lege organică. Nu aveți cum să încălcați legea. Eu atât am avut de spus, sper că nu v-am deranjat pe tine. Da, și o întrebare. Vă spuneți că avizul dat pentru dumneavoastră nu este legal. Noi, poftim? Asta spuneți dumneavoastră că avizul dat pentru dumneavoastră nu este legal. Contract. Contract. E un aviz, un contract. Nu da? Este, pentru că dânsul trebuie să fie instituție de presă. Am înțeles. Am și o întrebare. În baza vechiului contract, sub ce formă venea la ședință? La fiecare ședință? Erați chemați sau cum veniți? În baza vechii bunăvoințe a noastră nu am luat niciun ban de la dumneavoastră. Am filmat suficiente ședințe. Păi și atunci la ce vă bate să veniți dacă nu veniți gratis? Domnule, noi trebuie să ne facem meseria dumneavoastră. Păi da, eu știu din mandatul trecut că se venea doar la ședință care era interes. Da? Unde erau, nu interes, dar așa am depus, a fost hotărâre de Consiliul Local
N-am depus ofertă și nu s-a mai respectat, dar noi ne-am făcut un contract. Nu vrea să fie care ședință. Eu asta știu sigur. Știu, dar nu pot să vin gratis la fiecare ședință. Da, noi avem nevoie de... Păi, la noi, faci, că n-am putut. La noi se face procesul verbal în baza filmării. Păi da, dar noi am insistat, avem adrese, vă aduc un dosar. Păi așa cum dacă dumneavoastră veniți la o ședință la 3, da. Noi cum mai facem procesul? Dar noi nu vă cerem bani, eu vorbesc de legalitate. Noi am venit pe cheltuiala noastră, domnul primar știe. Am solicitat un plan, n-am solicitat. Deci noi nu am venit domnul să cerem bani. Vă spus aceea, eu vorbesc de legalitate. Acum eu nu știu, dacă dânsul o să mă răspundă dânsul, dacă nu, dar nu, eu n-am treabă cu dânsul, dânsul. Dar dumneavoastră când ați vorbit cu mine, ați domnule, eu vin, nu vin la toate ședințe, că bună, trebuie să acum vin tot bacul, nu? Dar care sunt... Noi venim când putem, deci noi avem contract, noi putem veni. Noi, ca poziție local, nu putem să facem contract cu cineva să vină când poate. Noi trebuie să vin la toate ședințe, care avem documente... Dar vreți că venim când putem, în condițiile în care oferta noastră a fost refuzată. Da, nu. Deci asta este ideea. Noi avem documentele, am tot numele înregistrat. Păi nu, dar ați avut contract semnat mandatul trecut și tot deci ați venit. Deci nu facem niciun bani. Pentru că nu s-a făcut contract. Vă trebuie o chestiune. Dar nu vorbim despre noi, noi suntem acum legal, noi filmăm gratuit, deci nu. Ascultați o secundă. Dacă mai vine unul și mai filmează unul, cu ce dar să fie deranjează? Să fie să fie condiții legale. Deci filmarea ședinței... Dar omul ăsta ce băgare trepie, dar numai n-are delegarul ăsta. Eu nu vă cer nimic. Deci o să verific dacă aveți tot. Exact. Acum dumneavoastră spuneți, aveți codul caient și zice, domnule, sau... Obiectul principal al societății, a firmei, este producția de programe de cinematografie și programe de televiziune. Domnul primar! Da. Ați semnat un contract? Cum nu? Da. Da? Păi cine trebuie să verifice dacă are autoritate? E secretarul de lângă dumneavoastră, domnul primar. Sigur. Da. Poate omul are... Ce să nu întrebați? Întrebați-vă secretarul. Asta e filmare pentru nu ce are. Întrebați-vă secretarul. Dacă tot vine gratis. Am studiat de televiziune mobil, domnul meu, 6 camere pe platforma ProDV. Am spus, domnul președinte, hai să se închidem pe șarada asta. Astfel încât și presa locală și nu numai să vină să filmeze aceste ședințe live, astfel încât toți cetățenii să aibă acces. Asta nu înseamnă că nu ar fi putut să să facă un alt contract cu cineva pentru intern, doar pentru intern, dar în același timp cred că și presa locală ar fi putut să aibă liberul acces la astfel de ședințe, astfel încât cetățenii... Stimată doamnă, iarăși sunteți în eroare și deviați subiectul așa într-un interes politic pe care îl manifestați de la începutul acestei ședințe. Nu am intervenit pentru că nu era cazul. Vă place să fiți filmată și să vorbiți pe lângă subiecte. Îmi place că ați votat abținere la premierea școlarilor merituoși și cei cu burse școlare. Habar neavând dumneavoastră ca și consilier local de mai bine de jumătate de an că votul de abținere este vot negativ și aș vrea să se consemneze în procesul verbal că ați votat împotriva premierii în formatul în care a stabilit toți consilierii până la această dată, deci până la următoarea hotărâre unde vor fi diferențierile. Consilierul USR de aici din Consiliul Local Mărginieni a votat împotriva premierii copiilor merituoși și a celor cu probleme sociale. Asta ați făcut. Nu mă întrerupeți că nu v-am întrerupt. În al doilea rând, veniți cu tot felul de elucubrații legate de probleme de pe aici, de pe acolo, uitând că bugetul național a venit datorită guvernării USR Plus, a venit foarte târziu, a venit foarte prost și a fost în imposibilitatea de a-l adopta.
dezvolta prin ceea ce a venit de la Consiliul Județean mai repede și a implementat o mulțime de proiecte foarte importante pentru această comună și pentru toate comunele din județul Bacău. Uitați să spuneți că prefectul dumneavoastră verifică mizeriile, gropile de gunoi cu dedicație în comune unde nu sunt primari PNL și USR și mai ales USR, pentru că este prefectul dumneavoastră și ia o serie de măsuri care se răsfrâng în cele din urmă asupra bugetelor și a cetățenilor din comună și în loc să dea o comună 40.000 de lei pentru un drum pe care îl cere domnul care a venit aici în audiență și ne-a prezentat problema lui sau pentru astfel de cazuri, bugetele sunt grevate pentru a plătea amenzi cu dedicație. Uitați să precizați chestiile astea și veniți aici, întoarceți camerele de filmat pe dumneavoastră și diseminați fals și eronat o serie de informații care, din punctul meu de vedere, ne jingiți pe toți. Din punctul meu de vedere, ne jingiți pe toți. Și vă rog să nu uitați asta. Ați votat împotriva premierii copiilor cu merite școlare și copiilor cu probleme sociale. Abținându-vă! Acum aș dori să vă dau un răspuns, poate... Nu vreau răspuns, nu v-am cerut un răspuns, doamna. Nu v-am cerut un răspuns. Nu v-am cerut un răspuns. Nu v-am cerut un răspuns. Pentru că această... Dar vreau să... Vreau să nu duceți. Dacă dumneavoastră... Vreau să nu duceți. Eu am eu aici. Vreau să nu duceți în derizoriu o ședință de Consiliu Local. Suntem aici un număr important de consilieri locali, reprezentăm toate... Această cerere o doamnă, întoarceți camerele, că dorește să fie filmată. Această echipă de aici din Consiliul Local reprezintă tot spectrul politic existent în comuna noastră. Nu reprezintă numai un consilier și numai o formațiune politică pe care o reprezentați, cu necinste din punctul meu de vedere, la felul cum transmiteți informațiile și am intervenit pentru că mințiți, ați venit cu un proiect de hotărâre privind transparența pe care l-ați făcut foarte prost, v-a fost respins odată, vi s-a solicitat inclusiv de către mine să facem o comisie, să facem împreună, să punem toți experiența noastră pentru a face cât mai bun, nu mă întrerupeți. Deci din respect nu mă întrerupeți. Eu vă rog frumos, sunteți o doamnă și nu vreau să intru în alte discuții. Dar ați făcut un proiect foarte prost și de aceea v-a fost respins. Ședințele de Consiliu Local sunt publice, doamnă. Orice ziarist poate veni la orice oră cu o acreditare, cu o cerere înainte. Nu a venit nimeni să fie refuzat pe un astfel de subiect. Așa că lăsați demagogia asta că ați făcut un proiect și din cauza că v-a fost respins, de aia nu vine presa. Sunt colegi din presă care lucrează de ani de zile presă. Orice ziarist cu o acreditare care trebuie poate să asiste la orice ședință de dezbatere, inclusiv la comisii, inclusiv la ședințele publice de Consiliul Local sau ședințele ordinare sau extraordinare. Asta ar fi trebuit să știți, dacă tot v-ați dat peste cap să veniți cu un proiect foarte prost făcut, același proiect tras la Xerox și depus la toate primăriile, același proiect depus... Nu e acuzație. Este un proiect, un tip de proiect, un tip de proiect, un tip de proiect depus la celelalte consilii locale unde sunt consilierul SR. Mulțumesc frumos! În momentul de față, da? Mulțumesc frumos! Și acuzațiile pe care le faceți dumneavoastră de a solicit public această înregistrare astfel încât să se ajungă și mai departe ca să se știe eventual toată lumea ce părere avem noi. Doamne, suntem într-o ședință publică. Vreau să vă mai rog încă ceva. Acest proiect de burse este abținere. Conform noului cod administrativ este contra. Este pentru că... Lăsați-mă, bine, dacă dumneavoastră continuați așa, eu pot să spun motivele mele și public, nu e niciun fel de problemă. Dar să-mi spuneți dumneavoastră, mă scuzați, vă rog frumos, l-ați lăsat pe domnul Pocovnic. Nu, am vrut să spun că prieta care a sumat străine, dar gata, da, foarte bine, am înțeles. I-am anunțat când e ședința, două venite așa că o nimerit la primării. Deci v-a anunțat domnul de acolo și a zis, miercuri la ora 3 avem ședință din Consiliu. Au fost anunțat. Deci nu au fost împotrivă să vină. Mă bucur de acest lucru. Dar în același timp, domnul Pocovnic, cu abținerea mea pentru astăzi, vine pentru proiectul de burse, pentru că nu mi se pare normal ca copiii care învață să aibă aceeași sumă de 100 de lei care este dată de stat. Și nu este de la Consiliul Local, în primul rând, de la bugetul local. Iar eu ca și... La bugetul local sunt bani conform legii. Bine. Păi nu vine, așa este, precizații, de la bugetul local, doamnă. La bugetul local, 100 de lei. Nu mi-e explicați mie personal. Nu mi-e explicați mie, explicați-le zecilor de copii împotriva cărora ați votat. Sunt 20.
explicați-le părinților vor, toți sunteți foarte atenți la orice problemă care este în comunitate și mă bucur pentru asta. De burse în acest proiect. Vă rog frumos să le explicați părinților și copiilor respectiv de ce nu se bucură vacanța asta de banii din urmă pe care îi merită. Eu vreau mai mult să le explic părinților că vreau mai mulți bani pentru copiii care au burse de merit. Și n-ați fost de acord până acum să le dați cât a fost până acum pe bugetul pe care l-ați votat dumneavoastră, doamnă, l-a votat Consiliul Local, sumele au fost... Păi, dar dumneavoastră, dacă vreți să luați hotărârile din spate, dumneavoastră, la toate proiectele pentru Comuna Mărgineni, la majoritatea proiectelor, v-ați luat procesele verbale, v-ați abținut, doamnă, cu seminătate. Și în procesul pe care data trecută, la fel, dumneavoastră, a fost cel care s-a abținut sau a fost contra. Să le explicați copiilor care abia au ce să mănânce la școală, pentru forțele sociale, să explicați că nu le-ați votat și ați face abținut. Și ați fost foarte bine, doamnă. Dar mă bucur că recunoașteți dumneavoastră. Credeți că ceea ce spuneți rămâne pe camere, e ședință publică. Mă bucur, așa să fie. Astăzi nu s-a votat cuantumul acest. Noi l-am stabilit la ședința de buget acum două luni, erau stabiliti, astăzi trebuia doar pus în plată, pentru că copiii așteaptă mănuții. Deci noi asta facem acum, le-am pus în plată, nimic mai mult. Burse stabilite din noi toți în comisii și votate aici acum o lună jumătate, două luni. Deci nu mai puteam modifica nimic noi astăzi. Prin amendament făcut de mine se putea mări această sumă. Nici data trecută și nici... Noi trebuie să fim cetățeni, noi suntem aici, trebuie să fim responsabili. Toți vrem bani mai mulți, dar și pentru noi și pentru ceilalți. Dar trebuie să rămânim tot bugetul local ca să ne ajungă pentru toate investițiile. Așa dacă la începutul anului tăiem impozite, tăiem tot, nu mai avem nimic. Și a fost discuția asta. Când a fost să micșorăm impozite, toate, adică nu toți, o parte din cei neexperimentați, imediat s-au grăbit să ridice mână. Hai să micșorăm impozitele. Și acum când am venit să avem bani din burse, să avem bani pentru alte chestii, nu mai sunt bănuți. De ce nu sunt? Spune ce am probat. Doamna, care în prezent este ori în achiziție, ori foarte aproape de achiziționarea CEZ-ului. Acesta este website-ul lor. Dacă doriți alte detalii despre aceste companii și nu credeți că nu le găsiți pe internet, nu e problemă, putem solicita la 2G Energy să vină cu o hârtie, să vină cu puternicire, să vină cu orice fel de acte doriți să vă dovedească că reprezintă această firmă. Mulțumim frumos! Să punem spre aprobare acest proiect. Acum, dacă noi puneam la dispoziție, domnul președinte, o suprafață de teren, nu era mai bine ca firma să vină să-și construiască? Dar puteți să-i pune dacă vrem. Păi și de ce numai pe acoperișurile la construcțiile de... Domnul Petru, știu, ea nu e de acord să dea 100 de lei, că vrea 300 de așa, dar nu se de acord cu acoperișul, vrea mai mare. Păi dă-mi dă-i puțin și apoi o să fii și mai mare. Cam așa, n-am fost de acord să dea 100 de lei, că vreau 300 de lei. Păi la trei de 100, tu nu dai nici 100 și după aia vrei 300 de lei. Să ceară și altceva de... Păi să ceară omul dacă vrea ni prin toată comună. Păi să vor, ei să nu cheltuiască absolut nimic și să vă facă să ne rupte. Păi ei cheltuiesc o gramă, cum nu cheltuiesc? Păi panouri, dar am montat, adus. Așa, au fost solicitare, pentru clădiri de pus între clinerea. La noi cumva și moca e scumpă. Da, domnule. Să punem mai la întrebare, cine este pentru? Pentru acest proiect. Să abținem. Da. Mulțumesc frumos.